Demiterea fostului ministru al sănătății Vlad Voiculescu de la USR Plus a strânit scandal în coaliția de guvernare. Deputatul liberal Vetuța Stănescu, cea care este și președinte al organizației județene Hunedoara a PNL, recunoaște că există discuții în contradictoriu în coaliție, dar consideră bună decizia premierului Florin Câțu de a-l demite pe Vlad Voiculescu. Cred că este un moment pe care... primul moment complicat pe care îl traversează coaliția actuală. Acest lucru nu înseamnă că coaliția se va rupe. Nu, există discuții în contradictoriu în acest moment, că coaliția nu mai susține pe Florin Câțu, că trebuie să-și dea demisia, că trebuie un înlocuitor al premierului României. Motivele sunt acelea pe care le-am văzut cu toții, legate de faptul că n-a existat o evaluare a Ministrului Sănătății. O evaluare a Ministrului Sănătății a fost făcută de către premierul României. Știm cu toții că a fost corpul de control al premierului României la Ministerul Sănătății. Între timp s-au mai întâmplat niște lucruri care au afectat cumva imaginea Ministerului Sănătății. Sigur, pot să fie lucruri de lipsă de comunicare coerentă, lipsă de, nu știu, sunt multe elemente care pot să concure la lucrul acesta. Cred că analiza a fost una strict, una măsurabilă, ca să zic așa. Mult prea multe etape, mult prea multe lucruri greșite s-au întâmplat și atunci cred că soluția a fost schimbarea, aceasta a fost soluția, schimbarea Ministrului Sănătății. Invitată luni la emisiunea La Subiect de pe 1 TV, Vetuța Stănescu a enumerat o parte dintre motivele demiterii fostului ministru al sănătății și a afirmat că premierul Florin Câțu are sprijinul PNL, care este partid majoritar în coaliție, pentru decizia sa. A fost atât de multă transparență în ceea ce privește activitatea Ministerului Sănătății, pentru că cu toții am simțit-o. Au fost accesul la datele secrete, cumva, securizate ale Ministerului cu caracter secret ale Ministerului Sănătății. A fost spitalul de la Balș, a fost spitalul Foișor, a fost ordinul de ministru. Conferința de presă în același timp a premierului cu ministrul sănătății. Cum să zic, au fost multe lucruri care s-au condensat într-un interval scurt de timp și pentru care premierul României a luat decizia aceasta. Ce pot să vă spun este că Partidul Național Liberal, președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, și-a exprimat susținerea deplină și în totalitate pentru premierul României Florin Câțu. Liderul liberalilor hunedoreni crede că reacția celor de la USL Plus a fost una mai mult emoțională și că astfel de lucruri nu trebuie amestecate cu politica. Deși liderii USR Plus spuneau că nu vor participa și că vor boicota această ședință de guvern, ei au participat la ședința de guvern, fapt pentru care ministrul Câțu le-a mulțumit și premierul României le-a mulțumit și a spus că da, este o dovadă de maturitate politică, pentru că în guvernul României se iau decizii care afectează întreaga comunitate, întreaga Românie, și atunci e păcat să ducem în sfera guvernării, cum să zic, chestiunile politice de orgolii sau de emoționale. Liderul PNL Hunedoara consideră demiterea ministrului Voiculescu drept un prim scandal în coaliție și este de părere că aceasta va funcționa și în continuare. În spațiu public ați văzut că s-a derulat un lung șir de controverse. USR Plus nu este de acord cu faptul că ministrul Vlad Voiculescu a fost demis. Florin Câțu a propus înlocuitor prin persoana lui Dan Barna, vicepremier cu prerogative de ministru al sănătății, care nu a acceptat. În ultimă instanță, ministrul, premierul României și-a luat aceste atribuții de coordonare a Ministerului Sănătății. Cred că este un moment pe care... primul moment complicat pe care îl traversează coaliția actuală. Acest lucru nu înseamnă că coaliția se va rupe. În cele din urmă, USR Plus a rămas la guvernare, așa cum era de așteptat. Între partidele de la guvernare, printre acestea mai fiind și UDMR, s-a semnat un act adițional la protocolul coaliției, dar cel mai probabil acesta va rămâne doar o simplă hârtie, iar scandalurile abia începute vor continua.